Întâmplarea a avut loc astăzi de dimineață în jurul orei 7 și 30 de minute la ieșirea de pe autostrada A1 din zona Carfur, Într-o curbă, șoferul autocamionului a pierdut controlul mașinii, remorca a intrat în balans, iar capul tractor s-a răsturnat. La locul cu pricina au ajuns pompierii de la detașamentul Bradu cu auto specială cu modul de descarcerare și un echipaj al ambulanței smord. Șoferul autocamionului a fost rănit, acuzând dureri la nivelul claviculei stângi și a mâinii și a fost transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.